Salutare, dragi frate și bine v-am găsit la seria noastră cu GTA San Andreas Multiplayer de pe RPG4, unde astăzi pur și simplu fac așa un test la jobul de miner. Este prima oară de când joc eu San Andreas Multiplayer. Este prima oară când acced și eu în această funcție, în acest job. Nu știu dacă este profitabil sau nu, dar văd că mi-a dat un bobcat. Ce dracu? Hai tu, sunt care treaba cu acest job. Este prima oară, după cum am zis, când testez minunatul ăsta job. Dar nu știu pe unde se intra. Probabil trebuie să urcăm puțin pe muntele Ciliad. Cred că asta trebuie să facem. Am și coborât ca să-mi formez o pistă mai favorabilă. Și uite că au trecut și primele zile de ban pe care le-am avut. Mai am vreo 20 și ceva de zile până o să pot să filmez ceva concret pe server. Văd că episoadele pe GTA San Andreas nu sunt apreciate, dar eu o să continui să fac această serie deoarece mie îmi place ceea ce fac și sper ca într-o bună zi să fie loc și pentru mine undeva. Mă uitam pur și simplu aseară și am observat că am pe RPG1 un cont de level 7 și mă întrebam, bă, oare o idee bună să filmez pe RPG1 cu contul ăla? Și nu știu să zic că puteți să-mi dați și voi un sfat, orice. Mi-a zis și un băiat dacă vreau să filmez de pe contul lui din taxi. Și ar fi ceva interesant, după părerea mea. Ok. Hai totuși ne care treaba cu jobul ăsta, pentru că mai este prima oară când îl practic. Bine că nu mai lovit oarășe. Nu prea e loc pentru două mașini aici, trebuie să atingă pereții. Mai chinuit, mai chinuit. Ai încărcat 0 din 5 minereuri. Știi, un jucător la muncă. Skill-ul tău, mamă, și trebuie să faci 30 recurse de astea ca să faci un skill. Un punct pe skill, pardon. Mamă, și până ajungi tu pe Ciliad, cred că îți repesc 3 minute. Stați puțin că sun la volan și scria un mesaj să nu mă răstorn. Wow, 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 ce înseamnă neatenția. Îmi vând Find House 5, 20k. Ai un punct roșu activ, corect, corect. Find House 5, 20k. Dau casa. Și casa cum se upgradează? Îi dai upgrade house? Sau level up house? Păi la level, la casa respectivă, cum îi crești levelul? N-ai practicat niciodată, n-ai practicat niciodată sportul ăsta, azi, nu? Bă, dar unde este checkpoint-ul ăsta, mă, nenorocit? Îl fix în vârfoare? Păi trebuie să cobor pe normal, că dacă nu... Dacă nu fac boom, părerea mea. Wow, ușor boss. Adică pe frâne, pe vrăjel, pe chestii, pe drum normal, că dacă merg așa, să ales reacline. Wow, câta țeapa mi-am dat. Miner. Premiu, un dolar, locație, teleport. Timp, 15 pe 10. Da. Mamă, mamă, ce senzație am! Dumnezeule! Aici e, mă? La cupașa futui. Aici e, mă?
Wow, stai. Da, mă culicam degeaba. Am oferit încă un fail. Pe bune? Ai aflat de unde e? Oare, mai e un nivel? Ce? Nu ai putut îndeplini misiunea în timp util, ai pierdut mașina. Bă, dă-te, drag. Sar în apă, în apă sar. Gen ca și mie, chiar. Da, mă, Aline, și... Oh! Hai că mai dăm bicel încă o dată la acest job mirific și fain pe care puteam să îl aleg astăzi. Cel mai bun job. Ah, cred că acolo sus, mă, că văd acolo o gaură. Da, cum vrea că ajung eu acolo, pe demor? Măcar v-am făcut tutorialul cum să ajunge sus pe Ciliad, măcar atâta, nu bă? Da, bă. Bine că mi-a dat totuși Bobcat, pe bune, pentru jobul ăsta a făcut o alegere inspirată Bobcat-ul. Haide. Puțină neatenție, nu prea poate costa. În departamente, câte zile stai plus pentru un Faction War? Haide, da, cred că ăsta e drumul, Asta, aici ai, mă, cât a big fail-ul am dat să mor eu. Și nu zic, trebuie să mă urc aici? Coboară din vehicul și încarcă-l cu minereuri. Coaie, ce ai zis? Să-l încarc cu minereuri? Ana, dar m-a dus într-un virtual world. Ana, e chiar interesant. E genială mina asta, în opinia mea. Sper că trebuie să mă duc aici, nu? Mamă, trebuie să iau 5 minereuri? Oh, și animații, dar dau cu dalt aia, nu o să dau cu picamul. 6 decât o piatră, din 5. Băi, zici că e o scoică, asta e 1 la 1. Dar revin la partea cu Virtual World, uite, toate macaralele astea. E frumos, frumos, arată ca o mină, într-adevăr. Dar distanța cam mare. Clanul Gold Team recrutează membrii activ și serios, cu o reputație bună pe server, minim level 10. Deci cum am ajuns aici, apără... A, gen m-a coborât în jos. Da. Am dus una din 5 jucători la muncă. Doamna, eu sunt singurul care... Probabil nu este un job destul de profitabil, dar ce contează... Vedem și noi cum este ca miner în Sump pe RPG. Am primit și un message. Nu cum am dat un piatra asta. Ok. Bă, ia mă mouse-ul. Cum mă încurci. Ce asta e gra... A, nu e gravă. Deja am PVC și am dus deja 2 din 5, cred că mi-a 10 minute să duc toate astea. Se poate tuna sanking-ul, Sunload? Nu se poate tuna sanking-ul. Sanking ul, ul, după ce a greșit și ăsta a greșit helper-ul. Doamne, ce greșeală. Las Ventura 150k, negociabil. O, avem și pay-ul, în sfârșit am ajuns un payday.
Salut! Sugestiile te fac aici, forum bizon, forum 164, 160, 160, 1649. În casă 208 și Infernus, bă, dar mereu mi-am dorit și eu un Sand King sau un Infernus. Sand King nu prea am condus eu la viața mea. Trebuie să mă achiziționez și pe contul ăsta secundar un... un cont premium, corect, corect. Nu mai vorbi cu mine. A, dar e mișto că schimbă mereu locația. Mai avem două minereuri de 20 dragi prieteni. Să vedem cât câștig face. Dacă nu luăm măcar 3K. Hai bă frate, faci tu ceva? Da, mă. Cumpăr casă 30K. O să găsești. Ba, doar cu 20K. Cine știe ce... cine știe ce cutie de cartoni de la băiatul ăla? Nu, peste pod. Pe podul de acolo, la șobolani. I get money. Cine vrea o caisă? Că eu mai mănânc, am mâncat 5 până acum și mi-am 2. Vrei mă, tu pișatule. Am filmat ceva până acum, totuși. Of. Mai zic că am dat și acel big fail. Am mâncat, cred că vreo 3000 de lei pe filmare. Dar ce contează mai? Am mai apucat și noi să vorbim despre ceva anume. Bine că nu pui peste piatră ce pui tu. Și acum ultima piatră. Mamă, este extenuat Johnny Capahala. Poate vezi că-ți dă un cap. Mamă, dacă dă un camba pula morților de slavi. Măcar 10K. Ah, ce dracu este tank? Aici dacă mor că ajung în carosel, da? Bă, dar e șmecher virtual world-ul ăsta, cred că mai mult a durat să facă virtual world-ul decât serverul. Asta este un virtual world. Adică ceva care nu este pe single player, o lume nouă creată. Ok, am dus la Bob pisica toate astea. Lasesc ce ar fi. Mamă, dar decât bolovanul ăsta am dus, mă, coaie pe bune, decât bolovanul ăsta. M-am plictisit eu dreapta cât am dus. Hai să facem cursa ca niște oameni care conduc perfect regulamentar cu 132 la oră pe munte. Cred că mi-i dă prin rate. Cred că trebuie să fac cont bancar la Bancos. Yeah. Condu vehiculul înapoi la bază și în game episodul, un episod scurt de data aceasta, după cum a fost acela cu cont nou. Ce nu urmă ce pare are? 143 la oră și intrăm acum în forță în minerie. Mina. Și mi-a dat. Wow. Wow, serios, coai 600 coins. Eu cred că, bă, și la tăietor de lemne să mă mai ușor. Wow, mi se pare bătaie de joc, nu știu cum să zic. Deci, dragi uite, nu vă recomand să niciun fel acest job de sclav, nu de miner. Asta e jobul. Deci dacă ești băia nou, probabil te ducem un 3 kill, cum am făcut și eu. Și după aia... pana mea. Asta e, dragi prieteni, cam ați avut cu acest episod. Sper că v-a plăcut, iar până data viitoare, eu vă urez... de așa. Nu, când mor. Nu, când mor, închid ca să... mă duc. A fulgerat, mamă, și sunt 30 de afară, ești prost. Cum mă fac taximetrist? Îți pui o bască în cap și mergi cu o mașină galbenă. Ei bine, dragi, uite, încă am văzut cu acest episod de astăzi jobul de sclav, nu de miner, după cum o să fie aici.
Eu am fost Alin, iar până data... Iar până data viitoare, eu vă urez toate cele bune. Salut!